Salut, prieteni! Vreau să vă arăt cum readucem la setările de fabrică o oglindă de bord. Și acum, pentru asta trebuie să intrăm după ce o deschidem în setări. După care mergem la ultima opțiune, sistem. Coborâm mai jos și o să găsim opțiuni de resetare. Și aici o să avem trei variante: să resetăm conexiunile de Wi-Fi, conexiunea mobilă Bluetooth, cea de-a doua este preferințe pentru aplicații și resetați toate datele, reveniți la setările din fabrică, da? Dăm ultima variantă. Ne arată că vor fi șterse toate informațiile pe acest telefon. De pe această oglindă, bine, la el spune telefon că sistemul de operare este creat pentru telefoane. Apoi dăm șterge tot, da? Ștergeți toate datele personale și aplicațiile descărcate. Ok. Sunt nevoie să fac această resetare la această oglindă, fiindcă într-una din zile n-am mai pornit, a rămas doar cu logo-ul de start. Din China am primit softul de reinstalare. În schimb, driverele nu sunt compatibile pentru această oglindă, nu sunt totalitate, au informații legate de placa de bază acestei oglinzi. În schimb, nu sunt complete și atunci nu am reușit să-l conectez la calculator. În schimb, astăzi, aseară am pus-o la încărcat pe un încărcător de 1 amper. Era azi dimineață când am deschis-o. După restartare, a pornit sistemul de operare. Bine, a stat un pic acest logo pe ecran, dar a pornit până la urmă, singură, fără să-i fac resoftarea. Deci, în cazul în care vă loviți de această problemă cu o oglindă să nu mai pornească, puneți-o în casă la încărcat toată noaptea pe un încărcător de 1 amper și puteți avea surpriza plăcută ca dimineața aceasta să pornească. Important este să o resetați, fiindcă se încarcă memoria cu internă, cu tot felul de date pe care acesta le stochează ca și backup și atunci probabil că nu mai are spațiu ca să buteze sistemul de operare. Da. Asta este varianta cea mai bună. Sper să vă ajute acest filmuleț. Succes!